Fie că lucrează sau se relaxează de la pălării la un loc răcoros la umbra copacilor, cetățenii găsesc metode pentru a face față caniculei. Mergi la mine. Cum faci față caniculei? Foarte greu, foarte greu. E căldura foarte mare, mai ales viața de șofer e grea, suntem toată ziua pe drumuri. Un pic am cald. Și mi-am pus pălăria ca să nu mai adă soarele în cap. Începutul sezonului cald solicită în fiecare an medicii de la serviciul de urgență care primesc apeluri în număr mare pentru cazurile ale pacienților cu probleme cauzate de temperaturile ridicate. Specialiștii accentuează că în cazul caniculei prevenția este cea mai importantă. În această perioadă călduroasă le recomand pacienților și locuitorilor din Alba să stea la umbră, să se hidrateze, iar pe perioada 11, ora 17, să stea mai mult în casă. Asta le recomand locuitorilor. Și foarte multă apă să bea, să nu se plimbe cu autobusele, să nu se plimbe prin oraș, pentru că fiind căldut peste 35 de grade, este pericolul foarte mare de lipotimii, de sincope. Cel mai mult ar fi vizați copiii sub 3 ani și pacienții cu boli cardiace. Căldura este întâmpinată și de către Crucea Roșie, care în fiecare an, odată cu avertizările meteorologice de cod galben, îi așteaptă pe cetățeni la corturile amplasate în mai multe puncte din oraș. Sunt foarte multe cazuri care vin la corturile amplasate de Crucea Roșie pentru în caz de caniculă. Noi montăm aceste corturi sau puncte de prim ajutor atunci când se decretează codul galben sau codul portocaliu de caniculă. Avem o medie de 500 de persoane pe zi care vin la corturile noastre, dar vin pentru hidratare, pentru că oferim și apă rece în colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia. Apoi li se măsoară tensiunea, glicemia sau colesterolul, deci oferim un pachet de servicii, sunt gratuite, cum vă spuneam, avem o colaborare foarte bună cu primăria și tot pachetul acesta este pentru populație. Pe parcursul acestor zile, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși punctul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.